ce este importantă participarea tinerilor? Există multe motive pentru a include tinerii în luarea deciziilor. În primul rând, participarea contribuie la dezvoltarea personală. Tinerii împuterniciți pot deveni avocați activi și eficienți pentru realizarea propriilor drepturi, dobândind abilități, cunoștințe, competențe și încredere prin participare. Tinerii care participă la afaceri civice și sunt implicați în serviciul în folosul comunității sunt mai puțin susceptibili de a se angaja în comportamente riscante și sunt supuși unui proces mai amplu de conștientizare socială. Participarea la decizii îi ajută pe tineri să-și dezvolte capacitatea de a înțelege și de a-și modela comunitățile. Oferă oportunități de a pune întrebări critice despre decizii și procesele de luare a deciziilor, de a obține feedback și de a prezenta perspective creative. Implicarea în luarea deciziilor în comunitate poate ajuta tinerii să învețe abilitățile esențiale de lucru în echipă și democrație, inclusiv negocierea, responsabilitatea, aprecierea diversității, de a coopera în rezolvarea problemelor și de a avea o abordare constructivă. Tinerii care sunt sprijiniți să participe la luarea deciziilor au mai multe șanse să aibă încredere în sine, să exercite alegeri pozitive în carieră și să aibă o implicare și responsabilitate mai mare în viitor. Tinerii înșiși raportează că participarea activă cu adulții în activitățile comunitare îi aduce următoarele beneficii: un sentiment mai mare de control asupra propriei vieți, interacțiunea mai confortabilă cu oamenii de diferite vârste și experiențe, oportunități de a-și exercita responsabilitatea, experimentarea consecințelor deciziilor și responsabilității pentru acțiuni, experimentarea diferitor roluri și identități, timp petrecut în activități semnificative din punct de vedere social, expunere la lumea muncii, mai multe cunoștințe și înțelegerea comunității, mai multă compasiune pentru ceilalți. Participarea tinerilor duce la o mai bună luare a deciziilor și la rezultate. Adulții nu au întotdeauna o înțelegere suficientă asupra vieții tinerilor. Pentru a putea lua decizii informate și eficiente, atunci când elaborează legislația, politicile și programele pentru tineri. Tinerii au un set unic de cunoștințe despre viața, nevoile și preocupările lor. Deciziile care sunt pe deplin informate despre perspectivele tinerilor vor fi mai relevante, mai eficiente și mai durabile. Utilizând mecanismul de participare a tinerilor, cel mai probabil se vor lua decizii mai bune, se vor utiliza mai puțin bani și se va evita situații când se elaborează servicii care sunt irelevante tinerilor. Dialogul cu tinerii aduce o abordare nouă, directă, care ajută pe adulți și liderii locali să obțină o viziune mai bună și clară asupra problemelor cu care se confruntă. Comunitățile ce lucrează cu tinerii beneficiază de energie dinamică, imaginația și entuziasmul lor în îmbunătățirea calității vieții pentru toți rezidenții comunității. Participarea tinerilor fortifică comunitatea. Implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor construiește o bază mai largă de implicare a cetățenilor și creează comunități mai puternice și mai inclusive. Participarea tinerilor este necesară în dezvoltarea cetățeniei active, deoarece echilibrează drepturile sociale ale tinerilor cu responsabilitățile lor. Mai mult ca atât, din perspectiva drepturilor omului, când tinerii sunt capabili să influențeze deciziile care îi afectează, ei afirmă un drept fundamental al omului. Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului recunoaște dreptul tuturor copiilor și tinerilor de a-și exprima liber opiniile cu privire la toate problemele care îi afectează și de a le se acorda atenția cuvenită. Tinerii reprezintă toate sectoarele și culturile comunităților și națiunilor noastre. Când toți tinerii experimentează recunoașterea personală și dreptul de a participa la luarea deciziilor, ei aduc cu ei interesele și preocupările altora. Oamenii de toate categoriile și grupurile etnice, rasiale, de gen, de clasă, educaționale și geografice obțin recunoaștere și sprijin suficient pentru a contribui la dezvoltarea comunității și a tinerilor. Tinerii care sunt implicați în luarea deciziilor aduc speranța altora. Ei demonstrează altor persoane care se pot simți înstrăinate sau lipsite de drepturi de autor că participarea deplină este posibilă și că aceasta produce rezultate. Participarea tinerilor duce la o recunoaștere a tinerilor ca parteneri egali. Când tinerii sunt implicați, adulții raportează că devin mai conștienți de nevoile și preocupările tinerilor din comunitățile lor. Adulții vin să vadă și să aprecieze tinerii ca contribuitori competenți și factori de decizie. Ei se simt adesea mai încrezători în relațiile cu tinerii și dezvoltă un angajament mai puternic față de organizații și acțiuni
care beneficiază tinerii. Adulții raportează de asemenea că sunt reactivați de perspectivele proaspete, entuziasmul și dorința tinerilor de a încerca lucruri noi. Participarea tinerilor duce la o comunicare îmbunătățită. Tinerii se află în fruntea societății informaționale, fiind primii care testează noile tehnologii și beneficiază de comunicarea mass media. Abordarea lor față de tehnologie creează noi rețele, parteneriate pentru viitor și strategii de schimbare. Pe măsură ce tinerii învață strategii eficiente pentru obținerea de rezultate în comunitățile lor, ei dezvoltă un teren comun cu străini îndepărtați, implicați în eforturi similare. Inventivitatea tinerilor îi ajută să se conecteze cu culturile, problemele și punctele de vedere ale altora. Organizațiile și cartierele își pot valorifica dialogul privind problemele cu care se confruntă tinerii și strategiile de îmbunătățire.